Nicu, tu n-ai completat formularul ăsta pentru ONG, pentru Book Truck? Nu, că n-am avut timp. Da bine că să stai la meci ai timp. Pentru ce era? Pentru cărțile pe față, Nicu, pentru ONG. Uh-huh. Eu mă uit acum la PSG. Hai mă, dă-o, dă-o. Da, păi dar tu cu jocurile și cu meciurile tale, normal că nu te interesează pe tine de cauze caritabile. Mă interesează, dar n-am bani să le susțin. Păi fii atent, hai să facem o chestie. Uh-huh. Eu să fac un calcul în funcție de veniturile tale anuale, da? Uh-huh. Să vedem exact cât îți pasă. Pasă stânga, mă. Nicu! Cam cât îți pasă de cheltuielile astea uzuale, gen mâncare, sănătate, cheltuieli? Cam cât? Vreo 50%. Dar fii atent. De vacanțe, de ieșit la bere, de haine, cam cât îți pasă? Până în 30%. Ok. Da, de bani depus deoparte. Maxim 10%. Ok. Și atunci fii atent la mine. Ești atent? E un ONG care ajută ca copiii să primească cărți. Copiii din sate. Între 3-4%, mai mult nu, cam pe acolo. Ok. Păi fii atent, că atunci 3,5% poți să meargă către ei. Da, sigur, să meargă. Și asta nu-i tot, stai că eu nu vorbesc de banii tăi, a tăi. Că ea vin din impozit. Oh, și mai bine atunci. Nu? Impozit pe care oricum statul ți-l ia, așa, păi trimit banii aia unde vor ei. Păi să completăm, nu? Să completează. Așa. Aici, la tatălui. Pe ce scară stăm? Dar de mie cam în ce procentaj îți pasă așa? În procentaj maxim, cum să nu-mi pese de tine? Tu ești comoara mea, ești roborul meu. Da, sigur. Păi dacă nu era așa, crezi că mai eram eu atent la ce-mi spui? Nicu, eu trebuie să fac strategii nu știu de care, să-ți explic că nu știu ce fel, numai să mă bag din seamă despre ce vorbești. Și zici?